lăsăm o perioadă de sărbătoriți formidabil pe care îi primim cum se cuvine. Unii chiar merită, să știi. Păi da. Cum ar fi... Carmen Bruma. Așa. Nu ne știm de mult, de 21, de 23, de anul trecut ne știm. Cam așa. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mult de la tot. Mulți ani. Vă mulțumesc mult de tot. Uite, zi-mi că nu-ți place. Da, este superb. Frumusețe. Îmi pare rău că nu pot mirosi telespectatorii. Ne dai... într-un mare fel. Ia. Carmen, putem să-l băgăm într-un frigider ca să fim siguri că... Da, la vă rog, mulțumesc sigur tare că tu mult. Nu mănânci, așa că putem să-l ținem. Aia o să te surprind. A, nu? Hai în frigider cu el, că l-ai pus tu pe sacou. Exact. Pe sacoul meu, sper. De ce l-ai pus pe el să țină tortul? Nu putea să ai și tu dreptate. Da. Nu vrei să te duci, te rog, să-l bagi în frigider? Gata, mă duc. Mulțumesc mult de tot. La mulți ani. Superbe. Mulțumesc. Să ne așezăm. Șezăm. Pe asta nu le punem în frigider, e ok? Exact. O să le las aici. Ieri a fost fericitul eveniment Masa și Dansul, că am fost în... Da, fericitul eveniment, exact, la mulți ani pentru Maia. La mulți ani pentru tine. Mulțumesc. Mult de tot. Uite, totuși ce potriveală. Adică Maia ta să fie născută în aceeași zi cu mine. Iar tu în aceeași zi cu domnul Ion Țiriac. Da, am aflat și eu acum câțiva ani asta. Nu s-au luat multe. Asta din păcate. N-a strănutat către noi. Exact, da. Amândoi ați făcut sport, tu mai faci. Da, hai așa, un fel de sport. În comparație cu... Stricăm acum toată discuția. La cum arată, da. Mulțumesc. E adevărat că ți-ai făcut un cadou? Tu ție? Eu îmi place să-mi fac multe cadouri, da. Ședința foto? Ți-ai făcut tu cadou sau a fost așa? Ședința foto despre care despre bănuiesc care, că vorbești, da? Pe care am postat-o și pe Instagram, este de fapt propunerea pe care am primit-o eu un pic înainte de ziua mea și recunosc că a fost foarte flatantă această propunere, având în vedere că eu am împlinit 44 de ani. Este propunerea pe care am primit-o de la designerul Luiza Ganea, cu care eu colaborez de foarte mulți ani în materie de ținute vestimentare. Ea mi-a propus să pozez pentru noua ei colecție de costume de baie. Și m-am gândit, zic, Doamne, mi se propune asta la 44, ce nu mi se propunea practic la 30-35. Și recunosc că a fost foarte măgulitor și această ședință foto sau parte din costumele din noua ei colecție le puteți vedea și în acest making of pe care l-a făcut prietena mea Dina Halas, de care mă leagă, nici nu mai știu ce să zic, că mă leagă practic o viață și profesională și de toate felurile. Și o prietenie de 23. 20 și... Nu, cred... că eu pe ea o știu înainte să te cunosc pe tine. A, voi vă știați înainte? Da, cu mult noi înainte. Prezentând emisiunea pe care o prezentam când eram toți colegi pe vremea aia cu 20 și ceva de ani, ele au fost asistentele mele, cum ar veni la emisiune. Deci erai bolnav? Eram bolnav și întotdeauna am avut nevoie de asistente. De doctorițe n-am avut parte. Și vreau să spun că ne știm de atunci. Spune-mi, te rog, am prietene, asta încercam să te întreb, am prietene foarte frumoase, a căror vârstă, tot așa, zice. Adică, cum zicem noi între noi, fierbem greu. Fierbem greu. Fierbem greu. Ce tare asta. Da, să crezi și tu fierb greu. Și care s-au săturat, pur și simplu, să li se spună tot timpul că sunt frumoase. Bă, zici și de mine, că sunt orice alt fel. Tu nu te-ai plictisit să ți spună că ești foarte frumoasă? Nu, mulțumesc mult de tot. Nu, mă satur, nu. Este binevenit oricând. Nu există. Anca Turgaciu, de exemplu, care arată de încremenești pe și orice costum de plajă, așa, am ajuns să-mi fie rușine să-i spun cât e de frumoasă, că îi văd privirea, știi? Și atunci, nu mă deranjează, asta ar fi culmea. Nu, îmi face plăcere și primesc de fiecare dată complimentele, da, cu oaspeți, bucurie. Oaspeți și cu... primești? Ai și tort. Astăzi. Astăzi primești și astăzi. Acum primesc, da, primesc. Păi, păi ce am de ales? Ia să vedem!
Ai sărbătorit-o și ieri? Și tot timpul, de când o cunosc. Și alaltă ieri. A, mulțumesc! La mulți ani, Brumiță, vezi că tot Brumiță îi spunem. Bine v-am regăsit. Ea și... știe că nu-mi place asta cu pupatul și da, că da, nu s-a mai întins. A zis te pup. Da? Vă rog să vă așezați, te rog să treci lângă prietena ta de viață. Ce combinație frumoasă. Îmi amintesc de niște matinaluri când veneam la tine în această formulă. Bravo. Bravo. Da. Și am niște emoții așa. Bravo. Place. Bravo. Nu? Frumos. Bravo. Frumos. Ce bine că le-am uitat. Vezi? Exact, da. lipsește cineva. Dacă îl văd intrând pe poarta aia, da, atunci leșin. Adevărul e că și eu. Cum ar fi? Noi avem o experiență la că fierbe în greu, vouă aia. Că fierbe în greu. Eram cu unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, domnul Mircea Badea, despre el este vorba, într-un ce local. Ce coincidență! Da. Bine, la mine și știi că noi nu ne întrebăm, cu mine, asta vreau să noi nu ne întrebăm da. Niciodată unul pe celălalt de ce. Că nu are sens. Dacă mie Mircea mi-a zis să ceva, atunci e ceva. Vine la mine și zice, plecăm acum. Ok, m-am ridicat și am ieșit. Locanta Ardea. Ah. Adică... în spatele nostru. Asta că a fost drăguț, am început pe tine. Voi două stăteați de-a dreapta și de-a stânga. Ce poză! De-a dreapta și de-a stânga. Wow, ce frumos! Uite, practic nu suntem neschimbate. Exact. Nu o să te mult mai mișto acum. Zău sunteți mult mai mișto acum. Câți ani aveți acolo? 20? 20 un pic aveam. Eu cred că aveam un pic mai mult decât ea. Eu aveam 21, cred. Eram cam anul 2 la facultate, 3. Și atunci aveam 24-25. Da. Mircea și cu mine am râs foarte mulți ani, foarte mulți. Am încercat tot ce s-a putut ca să nu mai râdem. Am râs și când a murit un președinte, am râs și după când ne-au dat afară. Tu știi, am râs non-stop. Râdeam în fiecare zi câte 3 ore și după aia extenuați de râs, dăteam unul priponit așa de celălalt, de o garoviță. Voi ați râs cu Mircea? Nu cu mine, noi am râs între noi la, pe vremuri. Noi am avut mai multe perioade. Într-o a doua etapă după ce ne-am cunoscut sau chiar a treia. În prima etapă eram amândouă modele. A doua etapă eram asistente la TV. Apoi eram colaboratoare la Noaptea Târziu, așa. Și într-o a patra etapă vrut, sau pentru că așa s-a potrivit? Nu, noi pur și simplu ne-am s-a întâmplat toată lumea. Și când lucram ca modele, toată lumea ne luam împreună. Eu, pentru că aveam aceeași de la agenția de modeling. Și toată lumea ne lua împreună pentru că aveam aceeași înălțime și cumva brunetă. Eu eram brunetă. Eu eram și blondă. Cumva îi considerau că dădeam bine în aceeași poză, în același cadru. Da. Te permitem să mai completez ceva. Au mai văzut la noi și această chimie. Această chimie, exact, pe care noi aveam să o conștientizăm ceva mai încolo. Și s-a dovedit că aveau dreptate cei din jur. Ați râs împreună. Noi n-avem o relație de prietenie în urma căreia să fi rezultat această relație, ci pur și simplu ne-am potrivit efectiv. Și normal că am de aici, noi am avut întâi o relație profesională și în paralel una de prietenie, cam așa a fost. Și în perioada în care făceam matinal, am făcut vreo 3-4 ani matinal, iată ce să vezi. Așa. În perioada aia la fel se întâmpla să râdem și noi. Deci până ieșeam, una dintre noi trebuia să iasă din emisiune. Aveam tot așa emisiune în direct. S-a întâmplat vreo 3 ore, 3-4 ore la un moment dat și nu aveam eram la realitatea care era la început de drum și nu existau ce materiale, ce prompter, ce știu că și noi tot așa, eram Toată echipa, și improvizam, și singura soluție era ca una dintre noi să iasă din emisiune ca să ne putem fotori. Noi stăteam pentru că nu mai aveam puterea să ieșim. Eram în fața studioului nostru de televiziune, studioul 4, în condițiile în care studiourile 1, 2 și 3 nu existau, și am auzit genericul emisiunii noastre. Și l-aud pe Mircea ca prin vis. Dacă eu sunt aici și tu ești aici, atunci cine, păcatele mele, e acolo? Și am dat buzna, așa a fost frumos. Lumea nu s-a prins, am apărut mai târziu. Credeți că a scăpat de noi poate de nimic. Dar Brumiță, spune-mi cele mai amuzante întâmplări pe care le-ați trăit voi două. Asta voiam să zic. Ziua pe aia, te rog eu frumos, cu stilistul. De încercat să-l scos pe stilistul. Vai, a fost... Așa. Atunci când tu ai plecat... Așa. Tu ai exact ieșit. Ce vorbeam. Da. Aveam o rubrică în fiecare săptămână, colaboram cu un salon și venea în fiecare săptămână stilistul. Un stilist care ne vorbea despre tunsori, despre diverse. Și într-o zi, salonul
a trimis o persoană super timorată, pentru că se afla la televizor, nu știa cum să reacționeze și noi încercam să-l scoatem, punându-i întrebări ajutătoare și așa mai departe. Și eram dezinvoltă și drăguțe și practic vorbeam în locul lui. Și la un moment dat punem una dintre noi următoarea întrebare. Și totuși, atunci când vine o clientă, care este primul lucru pe care îl faceți? Și stilistul spune, îi fac consultația la scaun. La scaun? Nu, 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 nu. Și asta a fost. Dar era stilist sau era... Mă rog. Era pro. Asta ne-am gândit și noi în secunda următoare. Da, ne-am prins atunci privirea. Dumneavoastră fiind proctolog. Da, eu am zis, e pierdută, zic, n-am nicio șansă. Și... ne curgeau lacrimile da, la un moment dat. Efectiv. Eu încercam să vorbesc cu stilistul care era lângă, în dreapta mea, uitându-mă în stânga, curgându-mi lacrimile și încercând să-mi amintesc tot ce învățasem la dicție. Să pot să duc întrebarea la capăt. Și când totuși m-am întors, am văzut-o pe Carmen stând cu capul pe brațul fotoliului, zguduindu-se. Nu, nu, nu. Oamenii de acasă trebuie să înțeleagă faptul că... Bun, adică chiar dacă... Poate când te duci acasă îți zice așa și ce mare lucru a zis. Nu, dar nu, în momentul atunci. În care faci genul ăsta, da, în momentul în care faci genul ăsta de emisiune foarte multe ore și intervine oboseala, stresul, ajungi să râzi din de orice. Oboseală. Exact, râzi de oboseală și de încărcătură, de stres, de orice. Noi luam pastile de orice... plante de la mamaie, ca da. Să nu mai râzi. Dar nu s-a putut, nici cu pastile de plante de la mamaie. Ric. Iar noi... comunicam atât de bine și acum comunicăm foarte bine din priviri, încât sunt momente în care cineva spune un cuvânt, ne uităm unul la alta și gata. Sau îmi face din ochi, ai tai-o și... Da. Da, am înțeleg ce trebuie să fac. Cum stăm? Ce-i place lui Carmen să primească în dar? Ce-mi place? Ia! Ce-i place lui Carmen? Ce-i place lui Carmen? Îi plac toate lucrurile acestea feminine. Îi plac parfumurile, îi plac gențile. Ea întotdeauna a fost feminină și este și acum. Tu ești bohoșit. Eu am devenit acum 10-11 ani. Păi nu eram. Eram băiețoiul trupei la momentul respectiv, dar Carmen întotdeauna era ceva, era feminină și întotdeauna avea la ea o geantă în care îmi cărea și mie șervețele. Și telefonul și alte... Ca să ne înțelegem, eu an de zile aveam la mine două perechi de ciorapi, două perechi de pantofi, că noi avem și aceleași măsuri. Măsuri, da. Așa, și aveam două perechi de cercei, două perechi de ciorapi, două perechi de pantofiuri, eu fiind aia, obsedată să fiu un control. Și mă gândeam, deci nu numai că mă gândeam dacă vine Adina, dacă așa o trezeam, o sunam și să o trezesc, zic, nu vine nebuna, ce fac 3 ore la matinal de una singură. E, și atunci aveam grijă să mă gândesc, dar dacă își uită ciorapii, dacă își uită pe aia, dacă își uită bikini, dacă își uită... Aveam în permanență care, câte două. Da, și când mi-am revenit. De sport, da, e ziua ei de naștere. Ca să ținem minte. Exact. Împlineam, cred că, 20 sau 21 de ani. Carmen i-a povestit de multe ori după ce a slăbit, a făcut sport, dar de ziua mea, la petrecere, la petrecere, era între foarte prieteni, constant. În ziua aceea a venit și mi-a zis, halas, ține minte ziua asta, pentru că de astăzi eu m-am apucat să fac sport. Și zic, bine, tu ai mai făcut sport. Și am zis, nu, i-am zis ca să ții minte, să că știi. Zic, tu nu ești în stare să ții minte la cât de blambecă ești, așa era pe vremea aia, acum nu mai e. Nu mai e, gata. Nu, chiar nu mai e, pe bune, deci este altă... Dar mai spune tu câte chile ai avut așa să mai auzi. De ce? Să fi fost... Că eu nu pot să cred, tu nu pot să cred, chiar acum cunosc de atâția. Să fi fost vreo 87-88, pentru că eu când m-am cântărit, deja m-am cântărit după o săptămână în care... 87-88 cu Mircea în brațe. Da, spune cam 88 fără, nu. 88, eu nu pot să văd pe ea. Am avut în perioada mea de maximă rotunjime. Wow. Da. Și mi-am revenit. Acum, întrebarea mea e de ce nu te-ai apucat și tu de sport, dacă toate le făceați împreună? Eu făceam sport, eu eram o persoană foarte activă. Ți-am spus că eram băiețoiul trupei. Da. Pe mine mă căutai prin copaci când aveam, nu știu, 10-12 ani. Și îmi rămăsese cumva povestea asta. Dar nu făceam sport constant și nu mă interesa neapărat să fac la momentul respectiv constant. M-a apucat ceva mai târziu pe mine. Însă ea, după ce a avut experiența cu slăbitul și reușise să slăbească, își dorea foarte mult ca toate rezultatele ei să fie din ce în ce mai bune, să-și vadă musculatura dezvoltată armonios și așa mai departe. Deși ea arăta foarte bine, era modelul. Dar convinge-ne și pe noi. Da. Zine ceva. Un singur lucru? Nu. Că aia mă pune în dificultate, că trebuie să aleg un singur lucru care... Păi,
pentru mine treaba asta cu sportul, eu pot să spun ce înseamnă pentru mine și în ce... Deci sportul nu e pur și simplu o modalitate prin care poți să arăți bine. Este în primul rând o terapie. Unii oameni se duc la psiholog, la unii pictează, unii... Pentru mine și pentru foarte mulți oameni, chestia asta cu sportul este o excelentă terapie. Ziua ta, nu mănânci tort. Am mâncat, dragă. Ba da. Cum să nu mănânc? Cu bezea, cu cafea și cu vișine. O nebunie. Și am făcut antrenament de ciocolată. Dar doar de ziua ei. Nu, asta nu înseamnă că eu nu sunt vreo hapsână, vreo nebună care vede ciocolată și o ia în partea cealaltă. Da, știu că lumea mă percepe. Mamă, dacă mănânc de față cu carne, trebuie să mănânc înainte. Și uite, cu chestia asta m-am confruntat când lucram în televiziune și intram la sala de mese și mânca unul o pizza, în momentul în care mă vedea, chiar dacă nu mă uitam la el, băi, stătea omului pizza în gât. Adică, chiar dacă nici nu mă uitam în direcția lui, simțea nevoia să-mi spună, da, știi că doar astăzi, că n-am avut ce să mănânc, cumva simțea nevoia să se scuze. Ziceai că dar și la supermarket. Scorpia. Și la supermarket, în prezent, și are problema asta. Și la supermarket, da, sunt oameni care... Nu se scuză în prezența ei. Mă scuzați, deși eu mi-am pus... Regimul... Asta e pentru niște prieteni, nu? Deși regimul meu de viață și stilul de viață pe care îl consider practic, eu fiind o soluție optimă, presupune inclusiv acest gen de derapaje. Presupune, da, din când în când să-ți permiți să mănânci ce vrei tu, cu condiția să controlezi un pic excesele astea. Adică eu mănânc în fiecare săptămână, la sfârșitul săptămânii, am voie să mănânc tot ce-mi doresc, tot ce-mi poftește inimioara, inclusiv dulce. Tu mănânci relaxată? De eu nu mănânc relaxată. Nu. Mulțumesc! Nu mănânc relaxată, fac foarte mult sport, fac antrenamente. E așa de grele. Bine să auzi că omului stă mâncarea în gât când te vede, Doamne, e așa da, de important. De ziua, exact asta mi-a dorit. Prezența e mănânc relaxată, dar asta pentru că în ultimii ani mănânc și ce trebuie. Dar atunci când ne spunem că, ok, gata, astăzi este ziua în care putem să mâncăm dulce, și dulcele la mănânc relaxată. Dar în general e cam greu. Eu am ajuns cumva la echilibrul ăsta în niște ani de zile și e foarte greu. Nu m-am trezit gata de acum, mănânc relaxată, da, ce trebuie. Ce faci cu cadourile pe care... Iartă-mă, scuză-mă. Cadourile care nu-ți plac. Măi, asta cu... Părerea mea, nu prea există cadouri care să nu-ți placă sau care să nu-ți folosească. Că poate nu te nimerește omul exact. Eu beau foarte rar alcool. Lumea știe. Și beau alcool pentru că în momentul în care am băut un pahar, am adormit cu capul pe masă și te fac de râs. Da. Plus că stric petrecerea, adică dai seama. Stai cu una care dorme cu capul pe masă. Pe cuvânt. Deci asta... ăsta este efectul pe care l-are asupra mea. Deci un parfumaș, o hainuliță și flori la ghiveci. Orice, dar întotdeauna un cadou pe care îl primești, chiar dacă nu-ți folosește personal imediat, întotdeauna... Poți să-l dai. Exact. Și îl folosești ca monedă de schimb. Îi găsești cu siguranță o întrebuință. Eu sunt foarte practică și rațională. Despre Carmen, care la un moment dat de ziua ei, acum foarte mulți ani, a primit cadou o geantă de la unul dintre prietenii din gașcă și nu-i plăcea geanta respectivă. Însă, invitându-ne la ea acasă și petrecând-o la momentul respectiv, Carmen a decis să nu jignească persoana respectivă, să poarte geanta prin casă și aducea platourile de la bucătărie în sufragerie cu geanta... Banduliera. Geanta avea desertul. Da. Mi s-a părut foarte drăguț. Bine, de atunci n-am mai purtat-o. Nu era palton. Vă mulțumim frumos amândurora. La mulți ani încă o dată. La mulți ani, Carmen. Mulțumesc! Și vă așteptăm cu dragoste în fiecare an. Să ne dea Dumnezeu cât mai treaba voastră. Împreună.